Bun găsit la raportul de Garden Life. Sunt Adriana Boată și discutăm în această dimineață despre un nou capitol din raportul anual State of Innovation realizat de Centrul pentru Inovație în Medicină. Discutăm despre medicina digitală, așa cum v-am promis săptămâna trecută în live-ul dedicat hipercolesterolemiei familiale. Alături de mine se află domnul dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină. Bun găsit, domnul doctor! Bun găsit! Și colega mea de la raportul de gardă FUNGRO, dr. Bianca Gucoș, medic rezident genetică medicală. Bună dimineața, Bianca! Bună dimineața! Propun, cu riscul de a ne repeta, poate, să ne imaginăm așa un scenariu cu privire la pandemia COVID-19, un scenariu ideal pentru utilizarea medicinei digitale. Și haideți să începem cu o serie de întrebări pe care să le internalizăm cumva. De exemplu, ce s-ar fi întâmplat dacă pandemia COVID-19 ar fi fost prevăzută dinainte? Cu ajutorul unui sistem de inteligență artificială, de exemplu, care utilizează tone de date atât de la companiile aeriene privind mobilitatea populației, cât și date despre pandemii din trecut și boli cu acest potențial. Blue Dot, o companie care se ocupă de supravegherea epidemiologică, a oferit o astfel de predicție înainte de Organizația Mondială a Sănătății și CDC și am vrut să fac această precizare pentru că este vorba de o organizație non-guvernamentală și vedem cum astfel de organizații pot aduce un beneficiu real pacienților atunci când se aliază cu organizații guvernamentale. În cazul ăsta, Blue Dot are parteneriate cu Agenția de Sănătate Publică din Canada și cu Ministerul Sănătății din Singapore. Aș mai merge un pic mai departe cu riscul de a întinde prea mult subiectul acum la început. Ce s-ar fi întâmplat dacă spitalele ar fi reușit să gestioneze corect resursele pe care le aveau la dispoziție, să aibă un plan bine pus la punct? Dacă telemedicina ar fi fost normată, iar vizitele inutile la medic ar fi fost scăzute și ar fi fost utilizați senzori de telemonitorizare acasă la pacient. Ce s-ar fi întâmplat dacă pacienții ar fi putut verifica dacă au contactat boala prin teste de diagnostic rapid livrate cu dronele medicale la domiciliu și să se izoleze dacă se dovedeau a fi pozitivi? Cum se întâmplă, de exemplu, în Rwanda, care folosește un astfel de sistem pentru livrarea altor servicii medicale. Și, în final, cum ar fi putut utiliza eficient datele de pe telefoanele noastre mobile pentru a folosi contact tracing-ul. A fost o expunere un pic mai lungă, dar cred că merită să ne imaginăm un astfel de scenariu și să plecăm de la dezbaterea lui. Cred că e o introducere extrem de potrivită, mai ales în contextul COVID-19. Să spunem că în raportul State of Innovation noi realizăm de câțiva ani, încă de la început, de la prima ediție, diverse recomandări legate de medicina digitală. Ceea ce n-am spus în edițiile anterioare este că raportul State of Innovation 2020 a fost gata chiar înainte de instituirea stării de urgență, iar recomandările legate de Strategia Națională de Sănătate, în primul rând, cu o componentă de recomandări pentru zona de medicină digitală consistentă, aceste recomandări au fost și ele gata la nivelul începutului lunii martie. De altfel, aveam programată și o lansare în cadrul evenimentului Știința întâlnește politicienii la începutul lunii martie. A trebuit să amânăm acest moment, iar evenimentul a avut loc online în luna iunie. Dar ce este absolut remarcabil este că n-a trebuit să schimbăm absolut nimic din recomandările pe care le făcusem, deși treceam printr-un eveniment pe care, exceptând acea soluție de inteligență artificială și câțiva experți, practic nimeni n-a putut să-l anticipeze. Ce vreau să spun cu acest lucru, de fapt, este că atunci când am făcut recomandările legate de medicina digitală și în general de viziunea pentru strategia de sănătate 2021-2027, am pornit de la nevoile reale ale sistemului de sănătate.
Ceea ce tu, Adriana, ai punctat foarte bine în relație cu punctele, locurile, momentele în care putem să folosim tehnologia în lupta împotriva pandemiei, pleacă de fapt de la niște nevoi pe care altfel e imposibil sau foarte greu să le acoperi. Cred că acesta este lucrul cel mai important atunci când vorbim despre medicina digitală, să identificăm nevoia legată de starea de sănătate, spune, nu doar de asistența medicală, și să vedem în ce măsură acea nevoie poate fi acoperită cu mijloace digitale. Sau poate e nevoie, cum am văzut în alte situații, de mijloace analogice, de exemplu, de mai bună organizare a fluxului de lucru, care să nu interfere, de exemplu, foarte mult medicina digitală. De aceea, în înțelegerea mea și sper că și a voastră, medicina digitală reprezintă doar un instrument. Reprezintă ceva ce nu aveam la dispoziție, sau oricum nu la acest standard de acum, nu aveam la dispoziție nici în urmă cu 5 ani. Nu mai vorbim de 10 sau 15 ani în urmă, acum avem la dispoziție. Trebuie să identificăm nevoile și apoi să identificăm cea mai bună modalitate de a implementa aceste tehnologii în relație cu nevoile respective. Altfel, dacă vom aborda tot timpul, și aceasta este abordarea în peste 90% din cazuri, dacă vom discuta despre tehnologii, despre cum schimbă AI medicina, nu cred că vom progresa foarte mult. Dacă vom discuta în fiecare zi despre o altă aplicație care își propune să facă mai mult sau mai puțin acele lucruri pe care de câțiva ani, de exemplu, le fac alte aplicații, iar nu cred că putem să avansăm mai mult. Cred că trebuie să pornim de la nevoi. Și aici, în mod evident, noi am discutat. Sunt odată nevoi sau mistere care încep să fie descifrată în relație cu patogeneza bolilor. Se vorbește de o reclasificare a bolilor și aici tehnologiile noi, digitale, contează foarte mult. După cum aplicațiile putem să le vedem și cred că vom discuta în privința prevenției bolilor, în privința mijloacelor de screening, de diagnostic de precizie, diagnostic precoce, în componenta de tratament și de follow-up, ca să nu mai vorbim despre diversele intervenții la nivelul sistemului de sănătate, în care generarea de date poate să fundamenteze politici mult mai cost-eficiente. Așa este și mă bucur că ați făcut această mențiune că digitalizarea nu este scopul final și, așa cum menționa și Lucien Engelen, o figură importantă în acest tablou al digitalizării. Nu poți face medicină digitală doar transpunând datele pe care le ai în format digital. Și el vorbea despre o abordare 4D: democratizare, delocalizare, digitalizare și dollars sau fonduri, ca să le spunem așa. Să explicăm puțin ce a vrut să spună Lucien cu acea afirmație. Am avut șansa de a fi moderatorul unei sesiuni de o oră în parteneriat cu Roș Diagnostic în urmă cu 2 săptămâni. Iar ce vrea să spună cu această idee că nu putem înlocui ceva ce avem acum în sistemul de sănătate cu o soluție tehnologică și atât. Haideți să ne referim la consultația clasică, medic-pacient, care are loc în cabinet. Această consultație, în general, este urmată de emiterea unei rețete și recomandarea, mă rog, ca pacientul respectiv să-și ia tratamentul și să vină la un consult după un anumit timp, că e o lună, 3 luni, 6 luni, depinde de patologie. Acum, dacă discutăm despre telemedicină sau teleconsultații, dacă noi vom înlocui această discuție medic-pacient din cabinet cu o discuție în mediul virtual, care să fie urmată de aceleași recomandări, adică emiterea unei rețete, faptul că pacientul respectiv ia tratamentul și eventual se programează la o nouă consultație online sau face-to-face peste o lună, 3 luni sau 6 luni, nu se schimbă mai nimic, în afară de faptul că persoana respectivă nu se mai duce în cabinetul medicului, ceea ce sigur în contextul pandemiei extrem de important, dar și la nivel individual cred că e important.
Iar uneori asta se transformă într-un saving din punct de vedere al costurilor, mai ales pentru cei care nu sunt în aceeași localitate cu medicul. Dar ce vreau să spun este că dacă înlocuim consultația face-to-face cu o consultație electronică și atât, nu ajungem nicăieri. De fapt, consultația electronică trebuie să fie punctul de start în cazul unei prime vizite sau punctul de contact în ceea ce ar trebui să fie implementarea soluțiilor digitale de care o persoană are nevoie totdeauna în ceea ce înseamnă managementul bolii respective. Iar aici, sigur, de la o patologie la alta putem să vorbim despre utilizarea senzorilor, despre transmiterea informației astfel obținută către medic înainte de o lună sau de trei luni. Poate să existe o buclă de feedback în funcție de informația obținută, așa încât medicul sau cineva din echipă să intervină mai repede. Prescripția poate fi modificată în funcție de aceste informații. Asta e oportunitatea, de fapt. Iar genul acesta de transformări nu sunt posibile sau nu erau posibile până acum, pentru că nu avem tehnologia la dispoziție. Asta e ceea ce spune Lucien în esență și sunt absolut de acord cu el, că nu trebuie să identificăm ceea ce acum în sistemul de sănătate e, să spunem, nu poate fi aplicat mai degrabă din cauza pandemiei, fragmente înguste, și să ne gândim că o aplicație înlocuiește fragmentul respectiv. Cred că trebuie să ne gândim la un ecosistem, dar nu un ecosistem centrat pe nevoile spitalelor, ci un ecosistem centrat pe nevoile individuale ale fiecărei persoane, de fapt. Așa este. Mi-a amintit expunerea dumneavoastră despre studiul Fitbit Heart Study, care exact asta face. Utilizează wearables pentru monitorizarea continuă a ritmului cardiac în cazul în care există o anomalie, transmite acest lucru pacientului, îl programează pentru o consultație la distanță prin telemedicină, iar apoi este trimis un senzor EKG acasă dacă într-adevăr medicul se gândește că ar putea fi o problemă acolo. Cred că e foarte important să testăm astfel de modele precum acesta, dacă telediagnosticarea chiar funcționează în aceste condiții. Într-adevăr, soluția pe care o propune Fitbit e mult mai mult decât un program de screening pentru fibrilația atrială. O oportunitate a screening-ului vine din faptul că foarte mulți oameni poartă brățările sau ceasurile Fitbit. Putem să vorbim și despre Apple sau despre alți producători fără nicio problemă. Dar ce propune Fitbit este de fapt o soluție integrată, ca pornind de la acest semnal de alarmă inițial care poate să apară, să se intre în acest cerc pe care tu l-ai descris, care implică inclusiv conectarea cu printele medicină, cu o echipă medicală care poate să fie oriunde, care poate să analizeze EKG-ul, poate să meargă în detalii și alte investigații. Ecocardiografia poate fi făcută sau obținerea de imagini ecocardiografice poate fi făcută uneori chiar de persoana respectivă, de pacientul respectiv. Sunt niște dispozitive miniaturale care ne ajută din acest punct de vedere. Asta doream să spun, că probabil că la finalul acestui studiu, care implică un număr de ordine 100.000 de persoane și este aprobat de FDA, s-ar putea să constatăm aprobarea nu doar a unui dispozitiv, a unei brățări care, ok, detectează niște semnale precoce pentru tulburări de ritm, ci o soluție integrată care să pună deopotrivă brățara, partea hardware, partea software, senzorii în sine, soluția de telemedicină și toate serviciile de acest tip. Cam asta cred că ar trebui să fie gândirea. Sigur, aici noi am explicat un model care vine din zona privată, o face Fitbit, dar cred că la nivelul spitalelor și la nivelul clinicilor, pornind de la nevoile pacienților pe care iau, cred că ar trebui să existe același mod de gândire și de redefinire a serviciilor medicale pe care le oferă, încercând să includă cât mai multe din aceste tehnologii care există și abia așteaptă să fie folosite. Vorbeam despre Apple, ieri au anunțat un studiu care
cu Apple Watch, care își propune identificarea unor semnale precoce de depresie. Foarte interesant, având în vedere incidența foarte mare, cel puțin în formă de depresie ușoară. Așteptăm să vedem exact cum va fi configurat, dar așa din câte am înțeles și bazat pe experiența de până acum, cred că va fi genul acesta de soluție integrată. Că altfel, dacă primești pe telefon un mesaj că ești la risc de depresie, punct, și nu ți se oferă imediat o soluție de acces, informația respectivă nu este acționabilă. Nu e o informație care să aibă valoare pentru o parte din persoanele respective. Aș mai spune un singur lucru și apoi trecem la probabil la următoarea întrebare, și anume că algoritmul pe care îl folosește Fitbit pentru acest studiu, la setarea acelui algoritm au contribuit și entități din România, Fundația FOBAC este una dintre ele, așadar pacienți sau persoane din România au contribuit cu date la acest design. Foarte frumos. Bianca, cred că doreai la un moment dat să intervii cu niște informații. Da, voiam să fac referire la modul în care toate aceste tipuri de tehnologii de tip wearables și senzori se integrează și în programele acestea ample de medicină de precizie, precum All of Us, programul din Statele Unite despre care scriam și noi la un moment dat pe raportul de gardă. Pe lângă, ei oferă secvențiere și date genetice. Inițial se foloseau anumite chestionare pentru a integra date care țin de stilul de viață și de factorii de mediu, dar ulterior și astfel de senzori au fost introduși în proiect și datele devin mult mai complexe pentru că această monitorizare continuă oferă date foarte importante. Tranziția aceasta de la starea de sănătate la boală nu poate fi surprinsă decât printr-o monitorizare continuă de tipul acesta, chiar dacă la început datele erau informative. Cred că acum ponderea unor astfel de aplicații și dispozitive devine mult mai importantă și relevantă, fiind deja asta și validată. E mare oportunitate pe care ne aduce tehnologia, de fapt, că putem să obiectivăm, foarte bine spus, că aceste dispozitive sau soluții trebuie să aibă aprobarea autorităților de reglementare din fiecare stat sau în Uniunea Europeană. Oportunitatea este că scade foarte mult gradul de incertitudine asupra colectării unor date legate de comportamente, de stilul de viață și așa mai departe. Știm cu toții cât de complicat este pentru un pacient cu diabet zaharat, de exemplu, să-și noteze într-un jurnal valorile glicemiei, unor chiar de mai multe ori pe zi. Această informație poate fi obținută și mai ales transmisă mai departe, stocată și analizată mult mai ușor acum și fără elemente de subiectivism, de fapt. Și aș mai punctat un lucru care cred că iarăși este important, și anume diferența între ceea ce numim medicină de precizie și medicină personalizată sau asistență medicală personalizată. Medicina de precizie se referă la capacitatea de exemplu, de a trata un pacient oncologic, e cel mai bun exemplu, bazându-ne pe identificarea precisă a unor biomarcări prin testarea simplă sau prin testarea comprehensivă la nivelul unor paneluri mai largi de gene. Obții o informație și prescrii, administrezi tratamentul în acord cu informația respectivă. Medicina personalizată include medicina de precizie, acolo unde ea este posibilă, și adaugă toate aceste lucruri care țin de fapt de e-health, de medicina digitală, și care în unele arii terapeutice, unde de exemplu medicina genomică nu a avansat încă atât de mult, folosirea senzorilor, am vorbit despre cardiologie, poate să aibă o valoare cel puțin la fel de mare. De aceea, conceptul de asistență medicală personalizată, adusă la nivelul fiecărei persoane, folosind datele genotipice, fenotipice, folosind senzorii,
și foarte important în relație cu sistemul de sănătate și cu societatea. Cred că este de fapt umbrela și ar trebui să fie viziunea strategiilor de sănătate, nu doar în România. Și aș mai adăuga că dacă adăugăm și percepția poate a pacientului și modul în care el simte lucrurile, ajungem cumva la un ideal poate al medicinei personalizate și mă refer aici la conceptul de digital twins. Cred că nu trebuie să încheiem această dezbatere fără a-l menționa, un geam în virtual care de fapt presupune o copie virtuală a unei entități tangibile, cum e un motor sau cum e corpul uman, sau unei entități intangibile, cum ar fi, de ce nu, circuitul unui spital sau un astfel de sistem. Termenul a început cumva ascensiunea lui în lumea medicală, începând cu anul 2017, dacă am corect datele în minte, când o companie mare de IT l-a denumit inovația sau trendul în top 10 al acelui an. În 2018 a reluat acest top și aproxima că până în 2020 vor fi peste 21 de miliarde de senzori și terminale conectate care vor permite să existe copii pentru miliarde de lucruri în viitor, dar aici cred că se referă mai mult la domeniul industrial. Și aș mai puncta faptul că NASA a folosit un astfel de sistem de concept pentru misiunea sa Apollo 13, când aveau efectiv modelele fizice ale navelor trimise în spațiu pe Pământ, iar inginerii puteau să vadă în timp real și să rezolve problemele cu aceleași date pe care le foloseau astronauții în spațiu. O ultimă mențiune și mă opresc aici pentru că mi se pare că putem să vorbim la nesfârșit despre acest concept. Pentru a face legătura cu concepte precum Internet of Things, Machine Learning, Software Analytics, toate astea, datele fenotipice, genomice, provenite din testele comprehensive, pot fi integrate într-un astfel de concept și să ofere idealul de personalizare. Așa cum, după cum v-ați dat seama, în emisiunea de astăzi suntem pe terenul Adrianei, care are diplomă de inginer, se specializează în aceste domenii despre care ne vorbește astăzi mai mult decât în edițiile anterioare. Exact ceea ce spuneai legat de Digital Twins, acesta este, să spunem, elementul aspirațional. Există și un consorțiu din care facem parte. Ideea de Digital Twins am afirmat-o foarte clar ca posibilă țintă pentru Planul European de Cancer, pentru zona de cercetare încă de acum mai bine de un an. Sigur că aici sunt mai multe tipuri de provocări. Probabil că este nevoie de trecerea la nivelul 5G pentru a putea să interconectezi și în timp real toate aceste dispozitive, toți acești senzori și așa mai departe. Deci e o provocare din punct de vedere tehnologic. Apoi e o provocare din punct de vedere medical. De ce spun asta? Pentru că noi, în general, în pregătirea noastră ca medici, dar și după aceea, în general, vedem fragmente din boala unei persoane, nu din persoana respectivă. Iar până acum câțiva ani, constată de tipul că inflamația este deopotrivă prezentă la anumite persoane care au diabet zaharat, care au ateroscleroză, care au lupus eritematos sistemic și psoriazis sau astm bronșic, deci iată, cinci patologii complet diferite, aparent complet diferite, care se învață separat și fără prea multe intersecții între ele, s-ar putea să aibă un fond comun. Acest fond comun nu poate să fie sau e foarte greu de pus în evidență fără a folosi genul acesta de tehnologii. Provocarea medicală este de a accepta că granițele specialității pe care o reprezinți de fapt nu există. Și granițele respective reprezintă doar o separație mai degrabă didactică,
Și oricum e o separație care ține de o altă epocă istorică. Apoi nu putem să promovăm ideea de digital twins, să spunem aspirațional, dar și aș coborâ puțin. Ideea de medicină personalizată, de a colecta date despre un pacient și boala lui, despre o persoană, de exemplu, fără ca persoana respectivă să înțeleagă despre ce e vorba. Relația medic-pacient este încă o relație asimetrică și cu atât mai mult în România. N-aș vrea să comentez cât de mult s-a consolidat acest tip de relație în timpul pandemiei în România. Că e clar că medicii au spus și oamenii au executat. O paradigmă care nu e compatibilă, de fapt, cu ideea de parteneriat între medic și pacient. Dacă pacientul în continuare va fi pus să-l asculte pe medic, chiar și atunci când este vorba despre ceva foarte personal, de datele lui, nu cred că putem să avansăm cu acest model. De ce e nevoie de ceea ce, mă rog, a fost folosit impropriu în perioada aceasta, de empowerment, bazat evident pe informare și mai ales pe educarea persoanelor, ca să înțeleagă toate aceste elemente. Nu e atât de simplu și vedeți că am început să vorbim despre tehnologie și ajungem în zona de comportament, în zona educațională, în zona de voință, de atitudini, de percepții. Iar dacă nu vom începe să lucrăm în acest punct, toate aceste tehnologii de fapt nu își vor găsi niciodată locul și în niciun caz nu vor avea valoarea pe care noi acum, mă rog, încercăm așa să o atașăm de ele. Niște precizări foarte binevenite, domnule doctor. O altă problemă, că pomenesc despre incompatibilitatea datelor, mai ține și de faptul că avem date clinice, date în parametri cumva strict, date provenite din teste și pe de altă parte avem datele culese de pacient din viața lui de zi cu zi. Iar găsirea punctului comun care să armonizeze aceste date ne duce din nou către o altă discuție a complexității în integrării unui astfel de concept. Dar rămâne să vedem în următorii ani cum va fi influențată această pandemie ca și catalizator al schimbărilor care se vor întâmpla în sănătate. Cred că trebuie să devină o prioritate pentru noi, să folosim în sensul bun pandemia ca un catalizator pentru aceste schimbări. Dacă nu vom fi proactivi în a cataliza această schimbare, trebuie să fim absolut conștienți că această schimbare nu va veni. Nu are cine să o producă. Așa este. Să trecem la lucruri mai practice care se întâmplă deja, aș propune, și să vorbim un pic despre aplicațiile astea care utilizează inteligența artificială, care e utilizată, am vorbit și noi destul de mult despre ea, dar există, așa cum menționați mai devreme, puncte în care ea și-a dovedit eficiența și puncte în care a avut rezultate mai slabe. Începem cu un exemplu pozitiv, aș zice. Putem discuta despre, chiar despre subiectul abordat data trecută, despre hipercolesterolemia familială, și vedem că inteligența artificială a demonstrat modul în care se poate realiza acest screening de precizie. Hipercolesterolemia familială e o boală subdiagnosticată la nivel mondial. 90% dintre persoane se estimează că nu sunt diagnosticate, deși sunt recomandări și din partea Organizației Mondiale a Sănătății și din partea unor autorități pe partea de cardiologie care recomandă screeningul. Cu toate astea, el nu este realizat la nivel în masă și atunci s-a impus necesitatea realizării unui screening cumva pe populațiile la risc și acest algoritm FIND-FH folosește registrele electronice ale pacienților și scanează pacienți care ar putea fi omiși dacă se bazează această evaluare doar pe valorile LDL colesterolului. Este analizat istoricul pacientului și tratamentul pe care acesta îl urmează. Și în funcție de aceasta, acest algoritm se pare că identifică 8 din, în 8 din 10 cazuri, sistemul a identificat persoanele cu hipercolesterolemie familială și a redus numărul celor pentru care trebuie să se realizeze screening.
desigur, o condiție pentru ca un astfel de algoritm să funcționeze e necesitatea unor date, unor registre de... Și pe de altă parte, te rog. Apoi, eu voiam să trec la partea de diagnostic, dar... Nu, eu interveneam cu exemplul negativ, sunt o fire mai negativistă, poate, și aș vrea să discut despre aplicațiile care nu au reușit să identifice corect melanomul, dar vorbim despre ele după ce vorbești despre diagnostic, te rog. Voiam să menționez alte aplicații care merg în zona de diagnostic. Pentru, de exemplu, diagnosticul genetic se poate realiza mai puțin de 24 de ore folosind un sistem bazat pe inteligență artificială. Pentru nou-născuții din secțiile de terapie intensivă care sunt suspecți de boli genetice grave. Iată o altă aplicație. Această tehnologie ar permite integrarea datelor obținute din dosarele electronice ale pacienților, din secvențierea întregului genom și scanarea datelor din literatură și în 5 minute sistemul detectează o mutație din 4,5 milioane de variante dintr-un genom. Practic, acestea sunt două exemple în care putem folosi inteligența artificială pe partea de screening și pe partea de diagnostic rapid. Am dreptul să detaliez acum cu exemplu negativ? Sigur. Pomeneam despre aceste aplicații care n-au reușit să identifice corect cazurile de melanom din imaginile transmise de utilizatori și a fost evaluată corectitudinea lor pentru că sunt foarte dese. Aceste aplicații apar destul de des în App Store-urile noastre și, de asemenea, dacă ne uităm la eșecuri, putem să zicem eșecul IBM Watson, care în 2017 care promitea în 2017 de fapt că va reuși să descifreze limbajul uman cu ajutorul unei mașini cu inteligență artificială, însă iată, suntem în 2020 și nu mai au aceeași, nu mai sunt atât de vocali pe această piață. Și poate fi, unele voci spun că a fost o greșeală de comunicare, alte voci spun că pur și simplu încă nu sunt pregătiți pentru a integra toate cele promise. În opinia mea, cred că soluțiile bazate pe inteligență artificială, cred că pot să aibă două aplicații mari, dacă ne referim cumva la relația medic-pacient sau oricum, dacă rămânem în această zonă. Cred că odată pot să se constituie, așa cum a încercat IBM Watson for Oncology, dar fără niciun rezultat până acum, pot să se constituie în soluții care să-i ajute pe medici, nu să înlocuiesc pe medici, să-i ajute pe medici să formuleze un diagnostic poate mai repede și poate mai precis. Un al doilea tip de aplicație ține de posibilitatea, cumva ai menționat tu, Bianca, posibilitatea de a diagnostica precoce, eventual de a trage semnal de alarmă legat de posibilă apariția unor suferințe sau a riscului pentru o anumită boală. Este foarte, foarte puțin probabil ca genul acesta de soluții să înlocuiască medicul. După cum vedem o discuție și cred că tot timpul e important să ne uităm la alte industrii pentru a înțelege, noi știm că industria sănătății, industria medicală, medicina e o zonă hiperconservatoare. Noi folosim stetoscopul, este simbolul nostru de peste 200 de ani. În alte industrii totul lucrurile s-au mai schimbat. Dar dacă ne uităm la industria auto, și cât de complicat este pentru mașinile autonome să fie dezvoltate și anticipez că va fi foarte complicat pentru ele să primească autorizația de a merge pe stradă, probabil fără asistența unui om. Cred că ne putem gândi și avem, pe de-o parte, spuneam, industria auto, cu tot ce înseamnă utilizarea mașinilor în orașe, pe străzi, cu infrastructură, oricum un nivel de complexitate infinit mai mic decât complexitatea organismului uman sau complexitatea sistemului de sănătate.
așa încât vă dați seama cât de greu va fi din punct de vedere a reglementării pentru un dezvoltator de soluții de acest tip să obțină o aprobare absolută. Aplicația cutare poate înlocui medicul cutare. Robotul, nu știu care, poate înlocui medicul chirurg. Nu cred că vom ajunge în timpul vieții noastre în acest punct. Eu personal urmăresc cu foarte mare interes dezvoltările din zona mașinilor autonome, pentru că ne pot da un indicator destul de precis despre cum inovația cu adevărat, nu e o inovație incrementală, este o inovație absolută, despre cum această inovație poate să fie acceptată la nivelul societății, iată, în zone care spuneam că au o complexitate totuși mai mică. Haideți să ne uităm un pic și la proiectele de la nivel european care s-au realizat în domeniul medicinei digitale, ca să știm ce arme avem la dispoziție pentru a implementa cât mai eficient astfel de concepte. Și începem prin a spune că Big și Smart Data, precum și inteligența artificială și conceptul Internet of Things, se află în prim plan în viziunea Uniunii Europene în ceea ce privește medicina digitală. Așa cum este notat și în raportul State of Innovation, în toamna anului 2017, în timpul președinției estoniene a Consiliului Uniunii Europene, a fost lansat Digital Health Society Declaration, care își propunea dezvoltarea medicinei digitale în Europa pe mai mulți piloni. În august 2019 am văzut cumva că aceste abordări au oprins oarecum contur, pentru că medicii din Luxemburg pot primi actual dosare digitale ale pacienților care călătoresc și provin din Cehia. Deci iată, să fac pași în transmiterea datelor transfrontalier. 22 de state membre fac parte din această infrastructură și se așteaptă ca ele să continue să schimbe datele pacienților până în 2022. Astea erau date dinainte de pandemie. Vedem cum va influența acest moment. Să dăm un exemplu, că am văzut cu toții cozile din vama, nu știu, cu Latra, cred că se numește, pentru intrarea în Grecia, cozile de kilometri, da, de mașini. Cozile acestea sunt determinate, bine, de dorința oamenilor de a merge în concediu. E obligatoriu, probabil, dar sunt determinate de anumite proceduri care au loc acolo. O procedură fiind sau ține de demonstrarea negativității unui test pentru SARS-CoV-2, mă rog, realizat conform unor reguli care și ele se modifică în fiecare săptămână. La aceste lucruri probabil se adaugă și aici, informațiile mele nu sunt foarte clare, dacă se adaugă și testarea temperaturii, dacă se mai realizează un test chiar la fața locului, în fine. E un model care presupune prezența unor oameni la punctul de trecere a frontierei, unde se exercită un act medical. Dacă România avea dosare electronice și dacă avea un acord, cum l-ai menționat tu, Adriana, mai devreme, cu Grecia pentru data sharing între, sigur, nu pentru toate persoanele, pentru cei care vor să meargă în vacanță. Numai că datele respective puteau să fie într-un dosar electronic al pacientului respectiv, șeruit cu autoritățile din Grecia, iar acordul de a trece frontiera era instant. Nu trebuia să mai prezinte niște hârtii, să stea două ore la coadă, ca să iau, cum să spun, cele mai evidente beneficii. Nu mai punem la socoteală că în acel dosar electronic, dacă ar fi fost conectat poate și cu date de localizare pentru persoana respectivă, se puteau obține informații și mai importante, în afară de informația despre rezultatul testului pentru SARS-CoV-2, altfel foarte importantă, puteai să ai acces la un istoric, nu știu, de prezență în anumite zone cu prevalență ridicată,
puteai să ai acces la istoricul de comorbidități, ce e foarte important în acest context. Sigur că asta nu trebuie să fie o limitare, dar vorbesc despre oportunitatea de a avea un tablou mult mai precis al persoanei respective. Extrem de important acest tablou în contextul epidemiologic despre care vorbim. Cred că era o aplicare implicită, cei care se tem din punct de vedere al, să spunem, siguranței, al securității datelor, cred că trebuie să stea liniștiți. Un astfel de acord de a share-ui datele medicale între state nu se poate face fără acordul persoanei în cauză, pentru că datele respective, directiva pentru GDPR a stabilit acest lucru foarte clar, datele sunt proprietatea persoanei. Adică vreau să merg în vacanță în Grecia, constat că ar putea să existe genul acesta, e cazul, dar într-un model teoretic, dacă ar fi existat acest model de data sharing, puteam să consim, să spun ok, eu pun următoarele date în dosarul meu cu 2 săptămâni înainte de a merge în Grecia, iar autoritățile dau acordul meu, consimt ca autoritățile să se uite la aceste date și să primim lumina verde, să mergem pe o bandă separată atunci când intrăm în Grecia. Mi se pare atât de simplu, cum să spun, ca să nu mai vorbim despre cât de important ar fi o astfel de abordare la nivelul întregii Uniunii Europene. Iată încă o idee de ideal pe care putem să o includem în începutul acestei discuții, cum ar fi fost dacă și ar fi fost bine. Da, măcar dispăreau câteva zeci de știri în fiecare săptămână, cred. Despre cozile din vama respectivă. Așa. Bine, nu știm ce reacție ar fi avut Daci Liber și alte grupuri interesate de subiectul tehnologiei, a chipurilor. Să mergem mai departe cu inițiativele la nivel european și să vorbim despre European Health Data Space și Carta Uniunii Europene privind inteligența artificială, menționate așa, ca să avem o idee cumva și mai clară. Legat de inteligența artificială și de nevoia de a reglementa, există o consultare publică a Comisiei Europene pe acest subiect, tocmai pentru a seta, în primul rând, o definiție. Nu există o definiție încă pentru inteligența artificială unanim acceptată sau oricum o definiție la care să ne referențiem cu toții. Asta odată. Și apoi e foarte important ca inteligența artificială odată folosită să nu ducă la creșterea și mai mult a decalajelor care deja există. Și sigur, trebuie totul făcut pe un fundament etic foarte solid. Legat de Centrul European de Date, ei au făcut o propunere în timpul consultării pentru Planul European de Cancer, și anume ca fiecare cetățean să poată să contribuie în mod direct la zona alocată cancerului, da, la Cancer Data, European Data, Cancer Data Center, să poată să contribuie cu date fără a trece prin, să spunem, parcursul sau traseul, dacă el există, al datelor la nivelul statelor membre. Pentru a nu depinde de capacitatea locală de a organiza acest proces. Și cred că ar fi o formulă, am vedea beneficiile la nivelul ideii de integrare europeană, beneficiile aduse de medicina digitală. Vom vedea cum se va face acest lucru, dar eu cred că este o uriașă oportunitate. Așa este. Am ajuns la finalul acestei discuții. Am abordat, cred eu, toate subiectele relevante din acest moment în ceea ce privește medicina digitală. Sigur, ele sunt multe. A fost poate dificil să le selectăm și pe acestea, pentru că discuția cu adevărat poate trece bariere foarte largi în ceea ce privește medicina digitală. Suntem în punctul în care trebuie să demonstrăm valoarea.
Adică să punem la lucru toate aceste tehnologii și datele în niște modele foarte clare de asistență medicală. Altfel, o să ne pierdem și noi, cum au făcut-o 99% dintre cei care au inițiat startup-uri în domeniul sănătății digitale în ultimii 5 ani. Nu vom avea absolut niciun rezultat tangibil și sigur că nu asta ne dorim. Ideea că sistemul de sănătate este ineficace este o idee cu care suntem cu toții de acord. Dacă vom folosi și noile tehnologii digitale fără a îmbunătăți în primul rând situația pacienților și ca o consecință parametrii sistemului de sănătate, cred că nu vom avea absolut nicio scuză și ceea ce noi numim acum sistem de sănătate tradiționalist sau așa, va persista încă 200 de ani odată cu stetoscopul sau împreună cu stetoscopul. Mesaj foarte important. Scopul care stă la gâtul unui medic mai puțin chirurg, nu cred că va fi înlocuit prea curând cu un alt simbol al puterii. N-am folosit termenul de device. Așa este. În final, trebuie să menționăm că am scris despre toate aceste lucruri pe care le-am dezbătut mai mult sau mai puțin pe raportul de gardă.ro. Iar documentul State of Innovation a fost lansat în cadrul evenimentului Știința întâlnește politicienii online de data aceasta. Iar noi ne revedem cel mai probabil săptămâna viitoare dezbătând un alt capitol din această lucrare care ia pulsul inovației la nivelul fiecărui an. Avem mai multe episoade, e aproape o telenovelă, dar raportul are 96 de pagini. Dar promitem că o să terminăm dezbaterea asupra lui în timp util pentru a începe lucrul la ediția 2021. Așa este. Mulțumim, domnule doctor, pentru prezență. Mulțumesc, Bianca, pentru asistența din această dimineață și ne revedem săptămâna viitoare.